care este rolul acestui consorțiu? Punem pe picioare o asociere de entități de diverse categorii, educațional, administrativ, industrial, pentru a pune bazele învățământului dual de la nivel ISCET 4 până la nivel ISCET 8. Atenție! ISCET 8, cu multă obrăznicie și curaj, în județul Argeș. Știm că la nivelul României, guvernul a avut inițiativa de a lansa un apel la propuneri pentru 10, maxim 11, poate 12 asemenea consorții pe tot teritoriul României. Inițial a fost ideea să fie unul pe o regiune de dezvoltare. Avem 8 regiuni de dezvoltare, 8 consorții. După aceea s-a mers în continuare la creșterea numărului, pentru că, într-adevăr, București-Ilfov este o regiune care are foarte mult potențial și un singur consorțiu nu acoperea toate nevoile. Și iată-ne, deci, în situația de a concura pentru 10, 11, maxim 12 consorții. De ce tot insist pe cifră? Pentru că, între timp, s-au dezmeticit și alte entități. În regiunea Sud-Muntenia, unde concurăm noi, mai avem două universități de stat, Târgoviște și Ploiești. Din câte am tatonat, am înțeles că au început și ei să se lupte pentru a pune pe picioare un consorțiu. Nu comentăm în niciun fel, decât că noi, Universitatea din Pitești, am simțit totdeauna că dacă există concurență, există și poftă de muncă și poftă de viață. Concurența face bine, nu ne face rău, măcar să concurăm pe banii ăștia cu cele două universități partenere. Eu zic că de departe avem cele mai mari șanse. Am mare încredere în faptul că, iată-ne, în jurul acestei mese, actori de prim calibru care vor da greutate propunerii noastre. De asemenea, și parteneriatele cu alte companii care pot fi adăugate în propunerea de proiect ne va ajuta să obținem un punctaj, zic eu, mai mult decât satisfăcător. Am ținut legătura și ne-am inspirat din ce se întâmplă în alte regiuni, în alte județe unde există de asemenea potențial. De exemplu, Universitatea din Suceava, pe regiunea Nord-Est, a strâns 22 de entități. UAT-uri, actori economici. Noi suntem 16. Cred și eu că suntem deja suficienți și că se va mai adăuga, mulțumită intrării Confindustria și a unor agenți economici parte din Confindustria, sper să intre Pirelli, avem discuții și cu ei, și de asemenea Tomasi Group de la Brașov. Trebuie să ne fie limpede un aspect. Acordul de parteneriat pe care îl vom semna astăzi este, pe de o parte, o formulă template generată de guvern și noi n-am schimbat foarte mult în textul respectiv, decât am adaptat cu datele dumneavoastră pe care le-ați furnizat între timp. Deci, asupra acelor texte nu prea avem ce umbla și ce schimba. De-aia, astăzi, semnătura poate fi chiar o chestie formală și noi de-aia am adus și șampanie, că până la urmă o stropim, o botezăm și dăm drumul. Dificultatea, în opinia mea, va apărea în clipa în care ne vom apuca să scriem propunerea de proiect, aplicația pentru finanțare. Pentru că noi, consorțiul, este doar o condiție preliminară înființarea lui, e condiție preliminară pentru a putea aplica pentru finanțare. Noi trebuie să trimitem urgent la minister dovada că am înființat consorțiul, care dovadă constă în acest contract de parteneriat multipartener pe care îl vom semna azi. Și, de asemenea, scrisorile dumneavoastră de intenție, cine a trimis, cine n-a trimis, suntem pregătiți să le generăm aici pe loc, ca să nu mai aveți de alergat. De asemenea, mai există o declarație comună pe lângă contract, pe care va trebui să o semnăm tot așa, și astea constă primul pachet ce va fi trimis Ministerului spre avizare. În clipa în care consorțiul e avizat, acel consorțiu va avea voie să depună
cererea de finanțare. În numele Universității din Pitești, eu țin în mod expres să vă mulțumesc tuturor că ați cuplat la această idee, că avem curajul să aruncăm o privire înspre un viitor în care foarte probabil mulți dintre noi ne vom plimba nepoții prin parc, iar cei care sunt mai tineri decât noi vor fi adevărații beneficiari a demersului început de noi astăzi. Cred cu tărie că am făcut istorie astăzi și că suntem actorii unui moment istoric pentru județul Argeș și nu-mi rămâne decât să vă doresc tuturor să aveți o amintire frumoasă, să avem o aventură frumoasă în punerea pe picioare acestui consorțiu și în a-l face să funcționeze în avantajul județului Argeș, iar despre meritele noastre, despre valoarea noastră, să lăsăm generațiile următoare să vorbească atunci când vor beneficia. În plan personal, permiteți-mi să vă doresc tuturora sărbători de iarnă fericite, alături de cei dragi. Astăzi, în Universitatea din Pitești, a avut loc un eveniment care va face istorie. S-au pus bazele consorțiului pentru învățământul dual. O construcție inedită, o construcție pentru prima oară în România, și anume construim o asociație de instituții de învățământ, universități administrativ-teritoriale, instituții formative și, nu în ultimul rând, agenții economici beneficiari, care împreună vor pune bazele unui învățământ mai performant, mai dedicat integrării studenților noștri în mediul socioeconomic.